Cabinetele medicale școlare din Municipiul Suceava sunt finanțate în acest an cu suma de 4,21 de milioane de lei. Alocarea banilor va fi supusă dezbaterii și aprobării consilierilor locali în ședința de joi 30 martie. Conform legii, administrația locală trebuie să asigure cheltuielile de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și cheltuielile pentru medicamente și materiale sanitare din unitățile de învățământ. În municipiul Suceava sunt 31 de cabinete școlare de medicină generală, din care unul studențesc la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava și 8 cabinete școlare stomatologice. În aceste cabinete lucrează 8 medici și 33 de asistente medicale, care deservesc 21.145 de elevi și preșcolari și 9906 studenți înscriși în anul de învățământ 2022-2023. Nouă dispensare școlare grupează 30 de cabinete. Un număr de 12 unități de învățământ care nu au cabinete școlare de medicină generală sunt arondate celor cu cabinete funcționale.